După Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului apare cel mai mult reprezentată, artistic. Când este vorba despre iconografia Maicii Domnului, este de o bogăție, de o diversitate uimitoare, legată de timpuri diferite, de epoci diferite, dar adeseori, în aceeași epocă și în același ținut sau în aceeași regiune creștină, avem mai multe moduri de a o reprezenta pe Născătoarea de Dumnezeu. Iată, este suficient să dau exemplu din Biserica Rusă. Atenție, rușii au în jur la 260 de icoane ale Maicii Domnului Făcătoare de Minuni. Nu mă refer la aproape 700, atenție, 700 de icoane pe care le enumeră într-un fel de catalog, să zicem așa, destul de vechi, cu numele lor, așa cum spunem noi românii, Maica Domnului de la Nicula, Maica Domnului de la Neamț, Maica Domnului de la dintr-un lemn, Maica Domnului de la Nicula și Maica Domnului de la Neamț aparțin aceleași tip iconografic, adică îndrumătoarea, călăuzitoarea, îl ține pe prunc pe brațul stâng, pruncul stă ca pe un tron și cu mâna dreaptă arată către dânsul, dar și pruncul și Maica privesc către noi. Acest tip iconografic, vechi, de origine apostolică, în fine, apare la Neamț și apare la Nicula, am zis, în Moldova și în Transilvania. Ele sunt același tip iconografic, dar simțim, evident, moduri diferite de tratare a subiectului, a temei. Dar ce este cel mai important de reținut este următorul fapt, adică problema sau dimensiunea teologică a problemei. Anume că dacă în icoana lui Hristos noi îl vedem pe Dumnezeu întrupat, făcut om pentru noi și pentru a noastră mântuire, în icoana Maicii Domnului noi vedem pe omul ajuns la îndumnezeire. Născătoare. Cultul Maicii Domnului este unul central în Biserica creștină. Vladimir Losky vorbea despre o hiperdulie a credincioșilor către Maica Domnului, care se referă, de fapt, la statutul ei de a fi mai înaltă decât îngerii, respectiv stăpâna îngerilor, așa cum o numesc Sfinții Părinți și imnografi, și mai înaltă chiar decât Sfinții, pentru că Sfinții o numesc stăpână, stăpâna Împărăției Cerurilor. Avem nevoie de icoana Maicii Domnului și nu se poate săvârși Sfânta Liturghie cel puțin fără două icoane, icoana Mântuitorului Iisus Hristos și icoana Maicii Domnului, în primul rând datorită caracterului istoric. Maica Domnului a trăit în istorie, Maica Domnului a ascultat de Dumnezeu în istorie și s-a petrecut faptul minunat al întrupării Fiului Dumnezeu în sânul ei, tot în istorie. Și atunci noi trebuie să avem această mărturie istorică. Deci acesta este primul motiv fără de care nu putem să ne referim la istoria mântuirii. În al doilea rând, din punct de vedere spiritual, avem nevoie de icoana Maicii Domnului ca să ne învețe și cum să facem ascultare de Dumnezeu și cum să ne unim voia noastră cu voia lui Dumnezeu. Apoi, Maica Domnului este modelul cel mai puternic de credință. A crezut, nu s-a îndoit, cum s-a îndoit vechea Evă, cum se îndoiesc și astăzi mulți oameni. Deci, credința a atins o culme de neegalată în Sfânta Fecioară Maria, tot așa și celelalte virtuți teologice, ca să spună, nădejdea în Dumnezeu, a nădăjduit în Dumnezeu și vedem lucrul acesta
atunci când intră în dialog cu Sfânta Elisabeta, verișoara sa, care urma să-l nască pe Sfântul Ioan Botezătorul și care în chip profetic o numește Maica Domnului meu și, Maica, și Sfânta Fecioară Maria, tot în chip profetic îi răspunde: iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Deci, Maica Domnului este pildă de credință, pildă de nădejde de Dumnezeu și cel mai ușor de explicat și de argumentat este pildă de iubire față de Dumnezeu, o iubire totală. După tradiția ortodoxă, primele icoane ale Maicii Domnului au fost pictate de Sfântul Evanghelist Luca, cea mai veche mărturie fiind atribuită lui Teodor, zis Agnostul, un istoric bizantin și citeț al Catedralei Sfânta Sofia din Constantinopol. Acesta vorbește despre aducerea în capitală, în anul 450, a unei icoane a Fecioarei, Hodigitria, pictată de Sfântul Luca. De altfel, primele reprezentări ale Maicii Domnului, care se conservă din secolele 2-3, pot fi văzute în catacomba Priscilei de la Roma. Vorbim așadar de două tipuri distincte iconografice ale Maicii Domnului. Unul de tradiție orientală, să-i spunem așa, cel în care ea poartă maforionul de mamă, iar cealaltă, o tradiție romană de tip imperial, în care este reprezentată ca o stăpână pe tron. Ambele tradiții se dezvoltă foarte mult după sinodul al treilea ecumenic de la Efes, care a hotărât și fixat definitiv statutul de născătoare de Dumnezeu al Maicii Domnului. Avem astfel de exemple la Santa Maggiore din Roma, unde este reprezentată în două locuri, într-un loc purtând maforionul și în celălalt loc fiind îmbrăcată ca o împărăteasă pe tron. Constantinopolul va prefera iconografia de tip oriental, în timp ce Roma pe cea de tip imperial. Cele două tradiții se vor despărți din secolul VIII. Zona vestului Europei va conserva această tradiție a Maicii Domnului ca împărăteasă și avem exemple de la Santa Maria Antiqua din secolul VIII, din Roma, și vom vedea frecvent în această ipostază de împărăteasă purtând coroană în pictura și în arta romanică și gotică. După sinodul de la Efes, cum spuneam, se înmulțesc reprezentările ei în biserici și este pentru prima dată reprezentată inclusiv în spațiul altarului. Exemple păstrate de acest fel se întâlnesc la Biserica Eufrasiană, Bazilica Eufrasiană din Poreci, din Parenzo, anticul Parenzo, astăzi în Poreci, în Croația, dar și în Egipt, în Egiptul copt, la Sohag Baoit. Agni partene de spina, agrande Teotokie. În reprezentările pre-iconoclaste din altare, Maica Domnului este figurată în picioare. După restaurarea cultului icoanelor, după perioada, trecerea perioadei iconoclasmului, are loc refacerea mozaicului din conca altarului de la Sfânta Sofia, după 843, anul în care se restaurează definitiv cultul icoanelor. Și această reprezentare o arată deja pe tron. Această nouă reprezentare o arată pe Maica Domnului pe tron, cu pruncul, deci într-o ipostază care reține, de fapt, acea tradiție de a o figura în dimensiunea imperială, de stăpână. Descrierile care fac referire la frumusețea fizică și morală a Maicii Domnului sunt transmise prin tradiție. În cuvântul despre viața preasfintei născătoare de Dumnezeu și anii ei, Epifanie, monahul și preotul, care a trăit în secolele 8-9, prezintă schematic și totuși foarte viu trăsăturile Maicii Domnului. De statură era mijlocie, iar unii spun că era ceva peste cea mijlocie. Pielea avea culoarea grâului, părul era blonziu,
ochii frumoși, de culoarea a lunii aurii, sprâncene negre, nasul drept, mâinile, degetele și fața lungi, plină de grație și frumusețe dumnezeiască, neînfumurată, nesofisticată, neatrasă spre moliciune, având o smerenie covârșitoare. De aceea, cum însă și-a zis, a căutat spre ea Dumnezeu când l-a mărit pe Domnul. Iubea și purta haine nevopsite, martor fiind sfântul ei văl. Sunt locuri, mă gândesc la texte care aparțin tradiției, în care este descrisă prea curată. Dar și în Sfânta Scriptură este suficient să ne gândim la ultima carte a Noului Testament, în care, la un moment dat, ucenicul prea iubit, evanghelistul Ioan, vizionarul din Patmos, ne prezintă pe femeia prea slăvită, atenție, femeia este numele Evei, cu acest nume, acesta este, să zicem așa, codul personal al omului de gen feminin. Ne-o prezinte pe femeia preaslăvită, în ipostază împărătească, încununată cu coroana formată din 12 stele și având, cum zice dânsul, luna la picioarele, adică având, ziceți, universul întreg celebrându-o. Avem pe urmă în Cartea Psalmilor un loc foarte important pe care preotul îl accesează de câte ori celebrează liturgia. Zice, șezută împărăteasa de-a dreapta ta în haină aurită, îmbrăcată și prea înfrumusețată. De aceea, o icoană a Maicii Domnului nu poate să fie decât frumoasă. Acum depinde ce înțelegem prin frumusețe. Noi va trebui să sesizăm, frumusețea liturgică este una interioară. Adică icoana Maicii Domnului, în icoană Maica Domnului va fi hieratică, va fi sobră, va fi cuvincioasă, va avea întotdeauna capul acoperit, va privi întotdeauna către noi, morfologia iconică și a Maicii Domnului și a celorlalți sfinți este una specială. În Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Luca se relatează buna vestire și nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci acolo aflăm date concrete despre existența, despre viața Sfintei Fecioare Maria, despre faptul că era logodită cu Iosif în Nazaretul Galilei, despre faptul că a trebuit să meargă la Betleem pentru recensământ și acolo a născut pe Fiul lui Dumnezeu întrupat și sigur în Nazaret a avut loc bunavestirea anterior, Sfântul Arhanghel Gavril anunțându-i faptul că din ea se va întrupa Fiul lui Dumnezeu. Ca să ajungem la frumusețea Maicii Domnului, m-aș referi acum și la prima minune pe care o face Mântuitorul Iisus Hristos, nunta din Cana Galilei, acolo unde observăm că Maica Domnului nu rămâne nepăsătoare față de lipsa pe care au avut-o la nuntă. Cei doi tineri și părinții lor, cei care organizau nunta, pentru că la un moment dat au rămas fără vin la masă. Și atunci Maica Domnului, din proprie inițiativă, se adresează Fiului ei și Mântuitorului Lumii, anunțându-l că ei nu mai au vin. Noi suntem convinși și biserica este convinsă că în momentul acela Maica Domnului era umplută de Harul Duhului Sfânt și de aceea nu doar a avut îndrăznire de mamă către Fiul Său, dar a cunoscut prin Duhul Sfânt că El poate să-i ajute, deși Mântuitorul nu făcuse nicio minune până la vârsta de 30 de ani. De aici vedem o frumusețe spirituală a Maicii Domnului, frumusețea bunătății. O altă virtute a Maicii Domnului, definitorie, este însă smerenia. Și atunci să ne întoarcem anterior la momentul Bunei Vestiri, atunci când Sfântul Arhanghel Gavril anunță faptul că a fost aleasă de Dumnezeu pentru ca din ea să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu.
Și răspunsul Maicii Domnului este un răspuns smerit. Spune, iată roaba Domnului, adică iată, fac ascultare, iată, îl recunosc pe Dumnezeu când vrea să intervină în viața mea și ascult în totalitate de voia lui Dumnezeu care trebuie să se împlinească în mine și chiar rostește apoi cuvintele, fie mie după cuvântul tău. Acel răspuns care este al ei, în același timp este al întregului neam iudaic care l-aștepta pe Mesia și în al treilea rând este răspunsul indirect al întregii omeniri. Maica Domnului nu vorbește doar pentru ea, ci de acel fiat, adică fie, depindea soarta lumii, adică mântuirea ei. Acel cuvânt de acceptare îl aștepta Dumnezeu Tatăl sau întreaga Sfântă Treime. Și El ne duce cu gândul și trebuie să facem această asociație cu primul fiat care îi aparține lui Dumnezeu să fie când a creat cerul și pământul și toate cuprinse în ele. Deci un fiat, un să fie al lui Dumnezeu și un fiat, un să fie la nivel uman, dar care este tot așa de important pentru că este un răspuns la chemarea sau la apelul tainic al lui Dumnezeu. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! În perioada post-iconoclastă se configurează definitiv o iconografie a Maicii Domnului. Ea va fi reprezentată cu maforion. Acest maforion are elemente din aur, care de fapt fac trimitere la un psalm al lui David, psalmul 44, care o descrie pe împărăteasa care îl va naște pe Hristos ca fiind îmbrăcată în haina aurie și prea înfrumusețată. Tot acum apar și cele trei stele de pe maforion Maicii Domnului, care semnifică fecioria ei de înainte de naștere, din timpul nașterii și de după naștere. Frumusețea castității sau a fecioriei este dată, din punct de vedere spiritual, de faptul că prin ea, persoana umană se dedică, se consacră, se afierosește lui Dumnezeu. Deci frumusețea fecioriei nu vine doar din ea însăși, ci dacă fecioria, cum spuneam anterior, este și un semn al ascultării de Dumnezeu. În perioada post-iconoclastă are loc o explozie de tipuri iconografice, cum este cazul Hodighitriei sau Îndrumătoarei, care, după tradiție, este icoana pictată de Sfântul Apostol Luca. A fost numită Hodighitria după ce a fost așezată spre închinare la mănăstirea Hodegon de la Constantinopol. Acest așezământ monahal primind numele de la monahii care conduceau pelerini orbi către locuri miraculoase. Icoana va dobândi numele de Hodighitria după mănăstirea Îndrumătorilor. Din punct de vedere iconografic, lucrurile consonează foarte bine, întrucât această icoană, după tradiția atribuită Apostolului Luca, o prezintă pe Maica Domnului arătându-l cu mâna pe pruncul Hristos, adică îndrumându-i pe credincioși și astfel numele de Îndrumătoarea nu este practic regăsit, ilustrat în acest tip iconografic. În secolele 8 și 9 avem primele mărturii despre o icoană miraculoasă de la Biserica din Vlaherne, Biserica Imperială de la Constantinopol, a Palatului Imperial, unde o anumită icoană a Maicii Domnului era făcătoare de minuni. Această icoană pare să o fi ilustrat pe Maica Domnului în ipostaza de orantă. Acest tip se va perpetua în iconografie și va dobândi numele de Platitera Tonura Non, adică mai cuprinzătoare decât cerurile. Ea este înfățișată, oranta, adică în stare de rugăciune, către Dumnezeu cu mâinile ridicate spre El, intervine la Fiul Său cu îndrăznire de mamă. Așa spun cărțile noastre de spiritualitate, pentru că odată ce l-a purtat în pântece, odată ce i-a dat viață trupească din viața ei, sânge din sângele ei, are această îndrăznire care ți-o dă dragostea, care ți-o dă devotamentul, care ți-o dă faptul că trăiești viața celuilalt și trăiești viața copilului.
În perioada medio-bizantină, aceste icoane încă nu-și dobândesc un nume care să le caracterizeze tipul iconografic. Ele preiau numele după locul în care erau plasate. Dădeam exemplu Hodigitriei de la mănăstirea Tonhodegon, dar același lucru se întâmplă și în cazul Vlahernitisei, numită astfel după biserica din Vlaherne, unde se găsea, și o altă icoană faimoasă în epoca medio-bizantină, Chicotisa, care se găsea la mănăstirea Chicos din Cipru. O mare diversitate a icoanelor Maicii Domnului se păstrează la muntele Athos. Ele nu se caracterizează printr-o tipologie iconografică deosebită, ci prin faptul că dobândesc nume care se leagă de atributele lor de făcătoare de minuni, cum este icoana Porta Itisa sau Portărița, de la mănăstirea Iviron din muntele Athos, care a apărat porțile mănăstirii. O altă icoană de la muntele Athos este Sfagmeni, cea înjunghiată, care a fost înjunghiată de un tâlhar și a sângerat. O altă icoană este Antifonitria, cea care a răspuns. Răspundea rugăciunilor călugărilor. Iar o alta, Faneromenii, cea care s-a arătat din Cipru, o icoană care a fost îngropată în vremea iconoclasmului și apoi descoperită. Un alt grup de icoane, cele mai multe păstrate tot în mediul atonit, au un nume care se referă la atributele Maicii Domnului. Și dădeam exemplul Platiterei, cea mai cuprinzătoare decât cerurile, dar tot în această categorie se încadrează și Eleusa, cea milostivă, Periblectos, cea care priveghează, Paramitia, sau mângâietoarea, Pantanasa, împărăteasa tuturor, Piskepsis, protectoarea, Horatona Horeton, locașul celor necuprinse, Foberas Prostasias, minunata protecție, minunatul ajutor, și Gorgo Epicos, cea care este gramnic ascultătoare. Icoanele Maicii Domnului constituie astăzi sursa de inspirație pentru numeroși iconari, care vor să se apropie de arta vechilor maestri. Noi l-am cunoscut pe pictorul bisericesc Petros Iorgos și a ales ca model o icoană a Maicii Domnului cu pruncul din țara sa de origine, Chicotisa, de la mănăstirea Chicos din Cipru. On this icon, I have used local colors we have collected ourselves and grinded from Cyprus. It's very important for me the last months or the last years to make a palette made from our land. It's very symbolic, very nice, and it fits to our temperament also. The colors you see around are going inside you, and you, by not knowing what you do deeply, you reflect what you have taken in afterwards on your work. The only one that is chemical is this red, this strong red I have used, because it's our tradition for the extra cover of Mother of God. The most known is this Maphorion color with darker red. This is the tradition of Cyprus. This is a use of green earth of Cyprus, having to do with grief. She's holding Christ from the right hand. This is not usual. And Christ has a very complex, very unusual movement on this icon. There is a way to explain this. When you see
in a Cyprus monument, well-known 12th century monument of Panagia to Araka, opposite the depiction of the Eleusa, right hand standing, holding Christ, Virgin Mary, there is a wall painting of Saint Simeon, who accepted Christ in the temple, and you can notice twice the earring on both icons, and you can see also this specific movement of Christ legs, like in Kikodisa icon. This helps us to explain why during the when the Holy Simeon accepted Christ in the temple, he taught the Mother of God, there will be a sword to penetrate your heart. You see, Christ is confused in this icon, like in Kikodis icon, and he's trying to avoid this old man. You can see also the naked feet, and the movement depicts the symbolization of crucifixion before happening. Christ, he shows that he's God, he's the Messiah, the Son of God, through these texts of the Old Testament. He holds the prophecies. Also, this zone depicts he's the King of Heaven. And the way he turns his head, isn't it strange? He doesn't watch his mother. It's not something natural. He wants to show the, somehow the prophecy of Prophet Isaiah, who made this, he wrote about the Messiah coming as a Lamb of God. He's turning his head and his neck as if he's going to be torn by the sword on, to be killed as an innocent lamb. And his hair in on Kikodis original is much longer than the others, because Isaiah also says that he is so calm, the Lamb of God is so calm, that it looks like when he's going to be cut, have a haircut by his owner. Dacă icoana lui Hristos, fundament al iconografiei creștine, reproduce trăsăturile Dumnezeului făcut om, icoana Maicii lui Dumnezeu o reprezintă pe prima ființă omenească ce a realizat scopul întrupării, îndumnezeirea omului. Chipul iconic al celei care l-a încăput în ea pe Dumnezeu cel neîncăput ne prezintă astfel modelul desăvârșit de trăire creștină, curată, sfântă și plină de roadele Duhului Sfânt, fiind deopotrivă un îndemn de a ne întoarce smeriți către Dumnezeu.